Simona Halep și Irina Begule țin pumnii stejarilor în ultimul meci de la Cupa Mondială cu Italia, cu o victorie în meciul transmis în direct de Digi Sport 1 mâine de la ora 16:30. România își va asigura calificarea la următorul turneu final din Japonia. Îi felicit din suflet și chiar îi admir pentru ceea ce au făcut. Știu că este un sport dificil, le doresc succes, le doresc să aibă încredere și, așa cum au demonstrat ei că orice e posibil, să aibă încredere și să câștige. Le țin pumnii și sunt alături de ei. Va fi cea de-a 42-a întâlnire între cele două selecționate și ar putea fi prima victorie pentru stejari împotriva Italiei după 11 ani.